Bună ziua, în primul rând. Întotdeauna când este vorba despre copii, despre adolescenți, despre tineri și familie, răspund prezent oricât de complicat ar fi programul acelei zile, pentru că în viață trebuie să avem priorități. Și dacă nu stabilim aceste priorități, întreaga noastră activitate, în final, va fi una care nu va fi în slujba semenilor, ci poate în slujba unor instituții care de multe ori sunt reci, impersonale, de multe ori sunt populate cu oameni pe care rutina fiecare zile i-a transformat în niște roboți, care nu mai pun atât de mult suflet în ceea ce fac, care au poate și propriile lor probleme personale, dar când lucrezi în domeniul sănătății, în domeniul socialului, trebuie în primul rând să ai inimă, să ai suflet și să-ți pese. Oricâte cifre am calcula, oricâte bugete am gestiona, dacă nu punem foarte mult suflet în ceea ce facem, rezultatul nostru nu va fi pe măsura așteptărilor celor din jurul nostru. A vorbit extraordinar de frumos doamna Amalia Năstase, domnul ministru, doamna Andreea, despre realizările unei fundații care încă de la început, deci ca un pionierat, a venit în România să deschidă ochii autorităților și cetățenilor în legătură cu faptul că micul pacient nu poate fi lăsat singur în brațele unui sistem de multe ori neprietenos, marcat de reguli arhaice de alte ori, ci trebuie să fie ajutat de profesioniști în domeniu, dar și de suportul familiei, de căldura familiei, de încrederea pe care o dă mâna întinsă a mamei, brațele mamei, sfatul tatălui și ochii umezi ai bunicii către un nepot care are o problemă de sănătate. Toate acestea de multe ori fac mai mult sau vin în completarea unui tratament revoluționar, dar fac mai mult decât orice altceva și mulți dintre noi am trecut prin astfel de situații și știm din experiență personală, nu din cărți. De aceea, și doamna Amalia Năstase știe, pentru că am mai discutat, în momentul în care acum câțiva ani am dorit neapărat să construim în București Spitalul Metropolitan Sfântul Sebastian, am gândit și ideea era să fie realizată împreună cu fundația, măcar o parte din amenajări, o clădire specială în cadrul acestui complex de sănătate care se cheamă Spitalul Metropolitan Sfântul Sebastian, dedicat familiilor, părinților, bunicilor, rudelor apropiate, prietenilor care să vină să locuiască aproape de micuții pacienți, cât aceștia sunt în cadrul operației și ulterior pentru tratament. Tocmai pentru că am simțit această nevoie și pentru că vrem întotdeauna să preluăm toate practicile bune de la organizațiile și fundațiile care cu precădere luptă pentru copii. Și dacă nu mai luptă fundația Roland McDonald, înseamnă că nu mai luptă nimeni, pentru că știu ce rezultate sunt, știu câți copii ați salvat, câte familii sunt acum fericite în urma implicării voastre și știu și ce bariere ați avut și ce furci caudine ați întâmpinat, repet, uneori din cauza unui sistem anchilozat. Dar asta este menirea noastră, a tuturor, să aducem un pic mai bine cu fiecare guvernare care vine, cu fiecare demnitar care ocupa anumite posturi în guvern, să facă diferența între politicienii oameni și politicienii care sunt trecători în anumite poziții și așa cum au venit, așa vor și pleca, fără rezultate pentru oameni. Pentru că oamenii trebuie să fie pe primul loc. Aș menționa și mă veți întreba, bine, dar ce s-a ales de Spitalul Metropolitan? Poate un alt primar va continua acest proiect pe care eu l-am început și care nu este o machetă. S-a lucrat 2 ani de zile la proiectare, la studiul de fezabilitate. Oricine este interesat poate să solicite aceste documente. Au lucrat la acest proiect al Spitalului Metropolitan cei mai buni arhitecți din România. Am avut și consultanță benevolă
prin grija unor fundații din partea unui arhitect, de fapt a unei case de arhitectură din Franța, care a construit doar spitale în întreaga Europa. Deci cei care construiesc în întreaga Europa spitale ne-au ajutat, tocmai pentru a nu greși și tocmai pentru ca structura acestui spital metropolitan, care ar fi trebuit să preia secțiile prea aglomerate din spitalele actuale ale capitalei, precum și secțiile care își desfășoară activitatea în clădiri care sunt cu risc seismic, pentru că acesta era conceptul. Pe de-o parte, transferarea maternității, care este numită popular Giulești, Panait Sârbu, la spitalul metropolitan, precum și clădirile care sunt cu risc seismic și secțiile foarte aglomerate și le cunoaștem. De asemenea, o clădire dedicată mamei și copilului, pacienți oncologici, inclusiv cu protonoterapie, și o clădire pentru familie și o clădire pentru personalul medical. Poate că va fi continuat acest proiect. Eu l-am lăsat la cheie, inclusiv fundația demarată. Acum este oprit, nu știu, sperăm la mai bine în viitor. Aș vrea să închei, pentru că sunt și alți vorbitori și vrem să le dăm cuvântul, spunând că acum câteva zile am simțit încă o dată personal ce înseamnă sprijinul familiei și în cazul unor pacienți pediatrici cu afecțiuni mai ușoare, dar care pentru ei sunt tot traumatizante. Am fost personal la Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu, cel pe care l-am găsit în stadiu de 10% când am ajuns la primărie, l-am finalizat și acum este o mândrie pentru sistemul de sănătate din România și toată lumea care ajunge acolo întreabă, sigur nu e privat? Nu, nu este privat, este construit de noi, cu forțe proaspete, proprii și proaspete, le-aș putea spune, pentru că era acolo o clădire fantomatică, din buget local, fără niciun sprijin guvernamental și fără alte fonduri. Pur și simplu, din bugetul primăriei capitalei s-a ridicat un spital de copii care funcționează ca la carte. Mi-am operat copilul, o operație, o intervenție ușoară de extracție de polipi, dar am văzut și alte mame cu copii în brațe pentru intervenții chirurgicale mai dificile și cât de important era suportul acestora și faptul că li se permitea accesul, bineînțeles până în zona în care nu mai puteau să pătrundă, și câtă grijă exista în cadrul personalului de la Spitalul Victor Gomoiu pentru familiile pacienților din spital, astfel încât acestea să aibă un minim confort, o alimentație cât de cât potrivită. Dar stau să mă întreb ce minunat ar fi fost dacă în curtea spitalului s-ar fi aflat o căsuță a Fundației pentru Copii, McDonald's, unde acești părinți să meargă și să se odihnească, să își facă igiena personală și să se întoarcă la acei copii, unii dintre ei fiind nevoiți să rămână mai mult ca și zile de spitalizare, pentru că nu erau veniți doar pentru toți, doar pentru o operație de extracție de polip, ci pentru intervenții chirurgicale cu risc și cu grad mare de dificultate. Aș vrea de asemenea, dacă se poate, să ne includeți și pe noi, pentru că am înțeles că aceasta este o primă întâlnire, să organizăm împreună un eveniment pentru copiii care sunt în grija statului, în centrele de plasament și la asistenții maternali, pentru că familia lor sunt acești asistenți maternali. Să ne gândim la un concept și pentru ei, și ei se îmbolnăvesc și ei au nevoie de operații, unele dificile, iar asistenții maternali sunt cei care îi însoțesc inclusiv în spital. Și mă gândeam împreună dacă putem realiza o colaborare, Fundația dumneavoastră și Ministerul Familiei, pentru acești copii care sunt loviți de două ori. Pe de-o parte că rămân în grija statului, nu mai au părinți sau părinții pur și simplu i-au abandonat, nici măcar nu-i mai vizitează din când în când și dacă se năpustește și o boală peste ei, vă dați seama, trauma este cu atât mai mare. Deci, mi-ar face mare plăcere să ne revedem și într-un alt format sau în același format completat, să dedicăm puțin timp și copiilor care sunt în așa numitele case de copii, în orfelinate, pe care noi dorim în această perioadă să le desființăm și să îi transferăm în case de tip familial.
Mult succes în întreaga activitate și să ne revedem cu bine și cu multă sănătate. Individual putem să facem multe. Împreună putem face minuni.